Așa cum spuneam mai devreme, astăzi o să privim la sfinții din Vechiul Testament, dacă au fost născuți din nou sau nu. Pentru că în lumea teologică există mai multe curente, mai multe învățături pe tema asta și ideile diferă de la grupare la grupare. Sunt foarte mulți teologi care, datorită influenței și linii teologice după care vin, sunt cu părerile împărțite și de multe ori mulți dintre ei își apără poziția, unii mai energic, alții mai domol în fiecare tabără. Astăzi aș vrea să spun că în lumea teologică, din câte știu eu, există trei păreri cu privire la subiectul ăsta. Și unii dintre ei sunt care împart mântuirea omului pe epoci. Unii dintre ei vin și spun așa că a existat mântuire prin conștiință, și mântuirea asta prin conștiință o clasează în epoca de la Abel până la, de la Adam până la Moise, și spune că oamenii până atunci n-au cunoscut credința, pocăința și lucrurile care să aducă mântuirea sau nașterea din nou ca Noul Testament, ci oamenii de atunci, din primele secole ale lumii, au crezut și au avut parte de o mântuire prin conștiință. Asta e prima categorie care o știu eu. A doua categorie care există, vin și învață că a existat mântuire de la Moise până la Domnul Iisus Hristos prin ținerea legii. Și există o a treia categorie de oameni care vin și spun că există mântuire prin har doar în timpul de acum, în Noul Testament. Deci cam astea trei categorii sunt. Unii spun că a existat mântuire prin conștiință de la primul om până la Moise, în perioada vechiului legământ al lui Moise, pe timpul evreilor a existat o mântuire prin lege și astăzi o mântuire prin har. Eu personal și ai noștri, din câte știu, frați, cred că mântuirea a existat întotdeauna prin har, prin credință, într-o singură persoană, în Domnul Iisus Hristos. Și asta a existat de la Abel, care credem că este primul om mântuit, până la ultimul care va fi mântuit din finalul omenirii. Deci noi credem că de la A la Z mântuirea omului nu a fost nici prin conștiință, nici prin fapte, ci doar prin har, prin nemerit. Acordat gratuit de Dumnezeu datorită milei și îndurării care o arată față de creatura căzută. Cred că nu există mai multe moduri de mântuire, cum nu există mai multe persoane în care omul trebuie să fie mântuit. Astăzi, în lumea spirituală sau în lumea religioasă, părerile sunt împărțite. Unii spun că mântuirea există doar prin Domnul Iisus Hristos, prin persoana Lui, alții vin și spun că prin Buddha, alții spun că prin diferiți învățători din diferite timpuri ale omenirii. Noi credem că doar prin Hristos Iisus și printr-un singur mod, prin har, adică prin nemerit, printr-un favor care îl face Dumnezeu omului fără să-l merite. Deci printr-o singură persoană, Hristos Iisus. Cred că Sfinții Vechiului Testament, și asta o să vă demonstrez astăzi, au cunoscut la fel ca și cei din Noul Testament următoarele lucruri. Cred că au cunoscut ce este credința, cred că au cunoscut ce este pocăința, și o să vă dau versete. Au cunoscut că voința și înfăptuirea vine de la Domnul. Au cunoscut despre chemare, despre cunoașterea mai dinainte, despre alegere, despre predestinare, despre justificare sau neprihănire, cum traduce Cornilescu.
deci justificarea prin credință, și chiar au avut idee și despre o glorificare viitoare a trupurilor celor credincioși. Sunt cuvinte mari, dar să știți că sunt reale și am găsit versete în Vechiul Testament care arată că tot ce credem noi astăzi și ce avem noi cunoștință, aveau și ei lucrurile respective. Acum, cred că acești sfinți ai Vechiului Testament au experimentat și ei nașterea din nou, cât și prezența continuă a Duhului Sfânt în ei. Să vă gândiți la asta, pentru că ăsta e un punct foarte pentru ăștia care nu cred că adunarea a luat ființă înainte de ziua cincizecimii. Și practic toate lucrurile astea și toate teoriile astea cu mântuirea prin conștiință, mântuirea prin faptele legii, au luat ființă în sânul protestantismului datorită faptului că ei nu cred că adunarea a existat înainte de ziua cincizecimii. Și majoritatea dintre ei cred că în ziua respectivă oamenii au primit Duhul Sfânt, că până atunci nu-l aveau. Unii dintre ei vin și spun că în Vechiul Testament venea pentru o anumită perioadă de timp Duhul asupra lor și după aia pleca de la ei, părăsea complet. Și datorită acestor lucruri care le au ei în minte, ei vin și spun că ăștia n-au avut nici mântuire, n-au avut nici nașterea din nou. Și nu erau siguri pe că ei sunt născuți din nou. Ei au fost mântuiți fie prin conștiință, fie prin ținerea legii. Și toate ereziile astea se datorează faptului că ei cred că Duhul Sfânt a fost primit în om și a venit să locuiască în om într-o permanentă prezență încă din ziua cincizecimii din Fapte capitolul 2. Dar o să vă demonstrez că nu este așa. Acum, oamenii și sfinții dinainte de cincizecime au avut roada Duhului Sfânt și puterea de a face semne, minuni și felurite vindecări. Au avut și lucrurile astea, oamenii dinainte de cincizecime. Și au avut plinătatea Duhului Sfânt și să vă uitați acolo în Scriptură, că unde spune că erau îmbrăcați cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt îi îmbrăca. Literar acolo este, erau umpluți oamenii ăștia. Deci când spune că Duhul Sfânt îi îmbrăca cu putere, oamenii erau plini de Duhul Sfânt acolo. Samson, când a venit Duhul Sfânt peste el, spune că a smuls porțile cetății și le-a luat în spinare. Gedeon, au fost îmbrăcați și alți vite, și David a fost și mai mulți. Deci unde spune lucrul ăsta, atunci aveau plinătatea, când spune că erau îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Acum, ei au avut plinătatea cât și nevoia de a fi reumpluți, la fel ca și noi astăzi. Și o să vă dau versete. Acum, vreau să vă arăt că sfinții din Vechiul Testament au experimentat harul. Și acum o să ne folosim mai mult de Scriptură. Deci, oamenii din Vechiul Testament, care au fost credincioși în Dumnezeu, au experimentat harul. În Fapte 2 cu 8, ce spune? Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu? Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În Efeseni 2 cu 8, nu fapte, scuze. Deci în Efeseni 2 cu 8 spune că ați fost mântuiți prin har. Acum, deschideți, vă rog, la Proverbe 3 cu 34. Proverbe 3 cu 34. Să vedeți că și sfinții Vechiului Testament au avut cunoștință despre har. Deci 3 cu 34 spune așa: când are de-a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei Dumnezeu, dar celor smeriți le dă har. Nu? Și Sfinților în Noul Testament le spune căci prin har ați fost salvați, nu? Sau mântuiți, prin credință. Deși Sfinții Vechiului Testament aveau noțiunea și cunoșteau ce este harul. Sfinții Vechiului Testament au experimentat credința în Hristos. Deci în Hristos. Și vă dau versetul. Evrei 11 cu 26. Să vedeți ce spune despre Moise. Că unii spun că Domnul Iisus Hristos nu era cunoscut Sfinților Vechiului Testament. Ia uite ce spune în Evrei 11 cu 26. Spune așa despre Moise: el socotea ocarea lui Hristos, spune autorul epistolei către evrei.
Vedeți ce chestie? El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Vedeți ce, în cine credea Moise? De a părăsit Egiptul și a rămas neclintit în credință. În Hristos. Asta spune Noul Testament. Pavel, sau autorul care a scris-o. Aveau noțiunea de credință. Deci au experimentat harul, nu? Văzurăți în Proverbe, știau ce este harul și au avut credința în Hristos. Dacă a avut-o Moise, înseamnă că au avut-o și cei de după el, nu? Și cei dinainte de el. Sfinții Vechiului Testament au fost pocăiți și știau ce e pocăința. Vă vine în minte versetul în Iov. Ia auziți ce spune Iov, 42:6. Dar nu vă-l citesc, că trebuie să-l știți toți. Pun mâna la gură și ce fac? Mă pocăiesc în sac și în cenușe. Știți versetul? Iov, și fiți atenți, Iov se pare că a fost contemporan cu Avram. Și Iov vorbea de pocăință. V-ați gândit la lucrul ăsta? Știau ce e pocăința. Bibliile voastre o scriu. Și sunt oameni care spun că oamenii din Vechiul Testament n-au fost mântuiți și n-au fost născuți din nou. Păi poți să fii născut din nou fără să ai pocăința. Pocăința e un dar. Ia auziți ce spune în Fapte 3:19. Să vedeți că aveau aceleași lucru. Fapte 3:19. Spune așa, pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Oamenii din Noul Testament sunt îndemnați să se pocăiască, dar și Sfinții Vechiului Testament cunoșteau pocăința și eu spune că mă pocăiesc. Adică îmi schimb gândirea. Cunoșteau noțiunea de pocăință. Sfinții Vechiului Testament știau că voința și înfăptuirea vine de la Domnul. La fel ca și cei din Noul Testament. Și că Dumnezeu le dă și lor și voință și înfăptuire. Un lucru foarte important pentru omul mântuit. Ce spune Filipenii 2:13? Dumnezeu este acela care vă dă vouă și voință și înfăptuire. Și auziți ce spune Psalmul 27:8. Spune, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Deci inima îmi spune din partea ta, Dumnezeule. Deci Dumnezeu este cel care îi dă voința, nu? Și ce spune? Și fața ta o caut. Și are și înfăptuirea. Gândiți-vă la versetul ăsta, că e unul foarte important. Deci oamenii ăștia știau că voința și înfăptuirea pentru lucrurile spirituale vine de sus, de la Dumnezeul lor. Sfinții Vechiului Testament cunoșteau cunoașterea mai dinainte sau preștiința, despre preștiința lui Dumnezeu, cunoșteau despre chemare, că Dumnezeu este cel care cheamă, cunoșteau despre alegere, și despre predestinare. Sunt lucruri care sunt legate toate și întâi aș vrea să vi le citesc în Roman 8:29, să vedeți cât de frumos se leagă. Ce cred ai din Noul Testament și ce credeau Sfinții Vechiului Testament. 8:29, ia auziți ce spune. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, toate lucrurile astea sunt efectuate înainte de veșnicii. Dumnezeu i-a cunoscut, Dumnezeu îi cheamă la timpul potrivit, nu? Ce spune despre ei? Îi cheamă, îi alege,
îi socotește neprihăniți sau justificați prin credința în Hristos și spune că îi socotește chiar și proslăviți, adică îi vede direct în glorie. Și cel mai bun exemplu și clar și de necontestat de nimeni este la Ieremia. 1 cu 5, auzi ce spune. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecile mamei tale, îi spunea Dumnezeu lui Ieremia când îl cheamă, eu te cunoșteam. Te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecile ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Deci, cunoașterea, preștiința mai dinainte, chemarea, separarea și predestinarea. Toate lucrurile astea le știau Sfinții Vechiului Testament. Și nu este nicio noutate. Atât pentru ei cât și pentru cei din Noul Testament. Sfinții Vechiului Testament au experimentat ce Cornilescu numește neprihănirea sau îndreptățirea sau justificarea prin credință. Aveți idee unde e versetul în Vechiul Testament? În Geneza, capitolul 6, hai să vedem ce spune Dumnezeu despre Noe. Cum era Noe? Deci, Geneza 6, cu 8 și 9, ia uziți ce spune. Deci Geneza 6, cu 8 și 9, spune, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului, așa, și iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei de pe vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Deci cuvântul neprihănit de aici este îndreptățit sau justificat prin credință. De ce? Pentru că a căpătat milă și îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și cel mai clar o să-l găsim la Avram în 15:6. Când spune despre Avram că această credință, spune Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire sau justificare sau îndreptățire. Vedeți? Încă de la Avram, părintele tuturor celor credincioși, avem îndreptățirea prin credință. Lucru care l-au avut și Sfinții Vechiului Testament și l-avem și noi acum. Nu avem nimic diferit față de ei, în plus să știți. Doar faptul că cunoaștem mult mai multe despre Hristos, Domnul. Atât. Dar ei credeau aceleași lucruri, priveau către același Mântuitor, către aceeași cale de mântuire, prin credință, prin El, și uitați ce vorbește Scriptura despre ei. Un alt lucru, Sfinții Vechiului Testament au cunoscut că în viitor urmau glorificarea celor credincioși. În Efeseni 2:6 este ce cunoaștem noi. Deci Efeseni 2:6, ia uzi ce spune. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Deci am fost înviați și ne-a pus să stăm în locurile cerești în Iisus Hristos. Deci o poziție de glorificare. Și Sfinții Vechiului Testament au știut că urma să fie o glorificare în viitor. Și lucrul ăsta găsim în Psalmul 73, cu 23, și 24. Ia uzi ce spune. Iată, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Vedeți ce spune? Apoi mă vei primi în glorie. Glorie sau slavă sunt sinonime. De Sfinții Vechiului Testament, David cred că scrie, Asaf scrie, Psalmul 73. El știa că după moarte, el nu trece în locuința morților, cum spun unii.
în locul ăla de așteptare unde sunt și ai buni și ai răi împreunați, cum spun mulți astăzi. Ia auzi ce spune el. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Aveau noțiunea de slavă viitoare. Știau că o să vină o glorie pentru toți cei credincioși. Sfinții Vechiului Testament aveau nașterea de nou și din nou și prezența permanentă a Duhului Sfânt, lucruri care îi făceau să persevereze în Domnul până la final. În Ioan 3:3 știm discuția că Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu și dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți să intri. Deci, în Noul Testament se vorbește clar despre o naștere din nou. Acum, în Romani 8:26, ia auzi ce spune Scriptura. 8:26 spune așa: și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. În Filipeni 2:12 spune așa: astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu atât mai mult acum în lipsa mea. Deci aici vedem în Noul Testament cum stau lucrurile cu prezența continuă a Duhului în oameni. Dar în Vechiul Testament, fiți atenți, toate cuvintele care vorbesc despre tăierea împrejur a inimii arată către nașterea din nou. În tot Vechiul Testament, pe unde o să găsiți expresia tăiat împrejur cu inima, este vorba, este metafora care arată nașterea din nou din Noul Testament. Cel mai clar și expresiv verset este în Ezechiel 3:6. Ezechiel 3:6. Ia auzi ce spune. 3:6, 25 și 27. Ăsta, să vi-l subliniască, este un verset de bază pentru toți care vă întreabă despre nașterea din nou în Vechiul Testament. Și auzi ce spune Dumnezeu despre evrei: vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Și acum spune, în 27, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou și voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Oare nu este vorba aici despre nașterea din nou? Că Dumnezeu smulge inima de piatră din om și dă una care să corespundă și să relaționeze cu el. Și spune că el este cel care ia inițiativa aici. Ezechiel 3:6, 25 până la 27. Și în 1 Petru 1, de la 10 la 11, spune așa: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava care aveau să fie urmate. Vedeți că prorocii Vechiului Testament aveau Duhul lui Hristos în ei, adică Duhul Sfânt. Vedeți? Și practic, acum să recapitulăm. Nu poți să ai credința, văzureți că o aveau, pocăința, aveau idee despre glorificare, aveau idee despre credință, despre justificare, care ce e justificarea sau neprihănirea? Păi este un act juridic prin care Dumnezeu de la tronul său îl declară drept pe un păcătos datorită că Hristos moare pentru el.
și ia păcatele din contul lui și le pune în contul lui Hristos și dreptatea lui Hristos și neprihănirea lui, o ia și o pune în contul păcătosului. Și omul când se uită Dumnezeu la el, îl vede ca pe Hristos. De ce? Pentru că i-au fost înlăturate păcatele și Hristos i le-a purtat la Golgota. Înțelegeți? Asta înseamnă neprihănire. E un decret, e un act juridic. Are de a face cu justiția lui Dumnezeu și cu dreptatea lui Dumnezeu. El îi ia și transferă dintr-o parte în alta. Și te vede alb, te vede ca pe Hristos. Asta înseamnă. Și nu poți să fii socotit neprihănit, nu poți să fii credincios, nu poți să fii pocăit, să ai pocăința, fără să fii născut din nou sau mântuit. Pentru că lucrurile ăștia, pocăința, credința, mântuirea, voința și înfăptuirea de care vă vorbi, nu poți să existe într-un om nemântuit sau nenăscut din nou. Înțelegeți? Și acum o să vă dau niște versete. Biblia, vă spun că vorbește doar de două categorii de oameni pe pământul ăsta. Oameni nemântuiți, care sunt dați cu inima netăiată împrejur, și oameni mântuiți, care sunt dați cu inima tăiată împrejur. Și lucrul ăsta îl exemplifică în Romani, în Noul Testament. Ia uziți ce spune. În Roman 2, cu 28. Ia uziți ce spune. 2 cu 28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh și nu în slovă, și un astfel de iudeu scoate lauda de la Dumnezeu și nu de la oameni. Vedeți diferența? Erau oameni care sunt prefigurați aici ca tăiați împrejur cu inima, nu? Și unii care sunt tăiați împrejur de om, în carne, semnul circumciziei evreiești. Și spune că iudeu nu e ăla care e tăiat doar în trup și nu și la inimă, născut din nou, spiritual, înțelegeți? Cum stau lucrurile? Deci există două categorii de oameni, clar. Mântuiți și nemântuiți. Ai nemântuiți sunt arătați ca netăiați împrejur cu inima, chiar dacă sunt în carne. Și ai mântuiți sunt oameni care sunt prefigurați ca tăiați împrejur cu inima. Versete care arată pe cei nemântuiți acum în Vechiul Testament și spune că n-aveau inima tăiată împrejur. În Ieremia 4:4, ia uziți ce spune. Ieremia 4:4 spune, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oameni ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutăților faptelor voastre. Vedeți ce îi îndeamnă Dumnezeu? Să-și taie împrejur inima. Ei toți erau tăiați împrejur după lege, în carne. Dar le spune să fie născuți din nou, cu alte cuvinte. Că atunci sunt vii spiritual și atunci acționează după voia lui Dumnezeu. Până atunci spune că mânia lui Dumnezeu stătea să se aprindă împotriva lor. Un alt verset este în 6:10. Ia uzi ce spune. Cui să vorbesc și pe cine să iau ca martor ca să mă asculte? Urechea lor este netăiată împrejur și nu sunt în stare să ia aminte. Iată, cuvântul Domnului este o ocară pentru ei și nu le place de el. Vedeți de ce oamenii nu ascultă? N-au urechea tăiată împrejur. Ce înseamnă asta? Aduceți-vă aminte de Lidia. Când predica Pavel pe malul apei, ce spune că i-a făcut Dumnezeu? I-a deschis urechea. Ce înseamnă asta? A născut-o din nou. Mai este o expresie în Vechiul Testament că au gâtul înțepenit sau grumazul înțepenit. E o expresie și o figură de stil pentru moartea spirituală. Ce le spune Ștefan acolo? Oameni tari la cerbice. Cerbice e gâtul, grumazul, cu gâtul înțepenit. Adică sunteți morți spiritual, vedeți doar drept lucrurile pământești și nu puteți să reacționați la lucrurile spirituale. Deci tăiatul împrejur al inimii arată către nașterea din nou. O inimă împietrită și netăiată împrejur arată către moarte spirituală, o ureche netăiată împrejur și un gât înțepenit, un grumaz înțepenit, sunt expresia ale morții spirituale. Și o inimă de carne sau o inimă tăiată împrejur este o expresie în Vechiul Testament, o metaforă pentru nașterea din nou. Să vă gândiți la lucrurile astea. Un alt verset
Să vă dau în Ieremia 9 cu 25. Să văd dacă îl notai eu bine. Da, iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima, pe egipteni, pe iudei, pe edomiți, pe amoniți, pe moabiți, toți cei ce-și rad colțurile bărbii și pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur. Nu erau născuți din nou. Și toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. Vedeți metafora și expresia. Erau morți spiritual și Dumnezeu spune că îi va nimici. De ce? Erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu accentuează în Vechiul Testament necesitatea nașterii din nou. În Ezechiel 18 cu 31, ia uziți ce spune. În Ezechiel 18 cu 31, spune așa: lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Inima nouă este metafora pentru inima tăiată împrejur. O inimă sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Și aici, în contextul ăsta, spune: căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întorceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Cum să întorc oameni la Dumnezeu? Păi, fiind născuți din nou, în stilul ăsta, sunt întorși la Dumnezeu. În Deuteronom 10 cu 16, ia uziți ce spune Scriptura. Deuteronom 10 cu 16 spune așa: să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeu cel mare și puternic și înfricoșător, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Vedeți ce le spune? Tăiați-vă dar inima împrejur și nu vă înțepeniți gâtul. Exact metafora, figura de stil care o rostește Ștefan acolo când îl ucid cu pietre. La fel ca părinții voștri și voi faceți la fel. Ăia, dacă erau născuți din nou, nu-l omorau cu pietre pe Ștefan. Nu? Acum, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament, tot Dumnezeu este autorul nașterii din nou. În Deuteronom 30 cu 6, Sfinții Vechiului Testament știau că vine de la Dumnezeu nașterea din nou. Și spune așa: Domnul Dumnezeu tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Exact ce le spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Nu? Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cine poate să facă asta? Păi decât unul cu inima tăiată împrejur, cum scrie aici, un om născut din nou. Vedeți? Și mai sunt și altele, dar o să vă dau pe ultimul în Coloseni 2 cu 11. Deci mai am și alte versete pentru care nu este Coloseni 2 cu 11. Ia uziți ce spune. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, adică ca în Vechiul Testament în carne, ci cu o tăiere împrejur în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Asta este tăierea împrejur a inimii. Vedeți cum se leagă lucrurile. Acum, în afară de toate lucrurile astea, nu numai că au avut credință, au avut pocăința, știau despre glorificare, erau justificați, credeau în alegere, în predestinare, în chemare,
Dar exact ce avem și noi astăzi, au avut și ei, adică roada Duhului Sfânt. Nu poți să fii născut din nou fără să ai Duhul Sfânt și roada Duhului Sfânt, să se vadă, cât uși de puțin în om, dar să se vadă. Ei, Sfinții Vechiului Testament au avut roadele Duhului Sfânt. Și care sunt astea? Păi, în Galateni 5 cu 22 și 23 le spune: sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Toate lucrurile astea le-au avut și frații noștri sfinți din Vechiul Testament. Aceleași lucruri le-au avut și ei. Și acum să vă exemplific. Păi, la dragoste m-am gândit la Rut, care nu părăsește pe Naomi. Da? Și spune, orice s-ar întâmpla ție, să mi se întâmple și mie, nu te părăsesc. Dacă nu avea dragoste, o roadă a Duhului Sfânt, făcea ce a făcut și cealaltă cumnata ei. Se întorcea la poporul ei, dar ea a spus că Dumnezeul tău va fi și al meu și unde mergi tu, mergi și eu. Dacă o fi să mori, amândouă. Cred că a avut dragoste, să vă gândiți la asta. Sfinții Vechiului Testament au experimentat bucuria care vine din Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de Ana, care a cântat Domnului cântarea aceea din Samuel de acolo, din 1 Samuel, când îl naște pe Samuel. Dacă vreți, vă citesc. Hai să vă citesc, că poate nu cunoașteți pasajul. Samuel, în 1 Samuel, e în capitolul 2, mi se pare, că nu mai verificai de dimineață. Da, 2 cu 1. Ana s-a rugat și a zis: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis largura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Și continuă cântarea. Deci, mi se bucură inima în Domnul. Deci au avut roada Duhului Sfânt, care este bucuria. Bucuria sfântă. Și sunt și alte exemple, pe ăștia le-am ales eu. Pacea. Mai mare pace ca Daniel în groapa cu lei, cred că n-am găsit la nimeni în Vechiul Testament. Să ai pace din plin în năcazuri și în probleme și când știi că leii abia așteptau să prindă pe careva și să-i facă frimituri oasele. Vă dați seama? Și Daniel a fost umplut de pacea sfântă a lui Dumnezeu, care a coborât peste el. Și spune că până și animalelor le-a închis gura și nu i-au făcut o zgârietură. Au avut pacea. Au avut îndelungă răbdare și aici cred că nimeni nu trece pe Iov în problemele și în încercările lui. Niciunul dintre noi n-a ajuns nici pe puțin la statutul lui Iov. Și au avut îndelungă răbdare în încercări, lucru care l-au și sfinții de astăzi. Au avut bunătate și m-am gândit la bunătatea lui David față de Mefiboset. Vă aduceți aminte episodul? Copilul lui Ionatan, față de care David a arătat o bunătate ca a lui Dumnezeu față de un om. Har, curat. Știți că am mai predicat odată de acolo cu Mefiboset. Facerea de bine, o altă roadă a Duhului Sfânt, care trebuie să o aibă și sfinții de astăzi, și eu și voi, care sunteți născuți din nou, trebuie să o aveți. Facerea de bine. Și m-am gândit la Iosif față de frații săi. Când moare tatăl lor și vine și spune: suntem robii tăi acum, dar știi că tatăl tău a dat o poruncă ca să ai și milă de noi. Dar acolo cred că îl mințau, că le era frică că îi omoară după ce moare Iacov. Și a avut facerea de bine față de ei. Și știți episodul pe urmă. Credincioșia. Cred că credincioșie mai mare ca lui Avram, când a mers să aducă jertfă pe Isaac. Eu unul n-am găsit, poate găsiți voi. A avut-o. Avram a avut credincioșia. Problema e cu noi dacă o avem. Trebuie să o avem. Gândiți-vă, au avut, sfinții Vechiului Testament au avut aceleași lucruri ca și noi. Nu există om născut din nou fără să aibă roada Duhului Sfânt. Blândețea. Vă aduceți aminte de vreun om blând
din Vechiul Testament, care a avut blândețea, a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Despre Moise, adevărat. Moise spune că a fost cel mai blând om și a avut lucrul ăsta. Și nu puteai să o ai fără să fie o roadă de la Duhul Sfânt, fără să ai pe Duhul lui Dumnezeu în tine și să fii născut din nou. A fost cel mai blând om. Și înfrânarea poftelor, ultima din roada Duhului Sfânt, Iosif, în casa lui Potifar, vă aduceți aminte? Dacă nu avea pe Duhul lui Dumnezeu în el, ceda. Și vă dați seama, a făcut 13 ani de pușcărie pentru că nu a acceptat un avans. Și a avut înfrânarea poftelor. Lucruri indispensabile la un om născut din nou al lui Dumnezeu. Vedeți? Le-au avut. Ce avem noi, au și ei. N-au nici mai mult în plus și nici noi n-avem mai puțin față de ei. Au avut aceleași lucruri ca și noi. Deci, în predica de astăzi vreau să scot în relief că au avut nașterea din nou și au avut aceleași lucruri de care avem și noi parte astăzi. Acum, Sfinții Vechiului Testament au crezut că mântuirea lor nu se pierde. Un lucru foarte important pe care mulți astăzi îl neagă din arminieni. Și în Ioan, vreau să vă citesc în Ioan, capitolul 10, cu 28 și 29. Ca să nu ziceți că vorbesc din tradiție. În Ioan spune că mântuirea celor aleși de Dumnezeu nu se va pierde niciodată. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune așa: Eu le dau viața veșnică și în veac nu vor pieri și nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu îi poate smulge din mâna tatălui meu. Ăsta este lucru clar și garantat de Domnul Iisus Hristos. Și în Vechiul Testament, în Psalmul 23, ultimul verset, spune așa, să vi-l citesc, credincioși, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul vieții, până la sfârșitul zilelor mele. Îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Fericirea și îndurarea. Deci, dacă fericirea și îndurarea lui Dumnezeu însoțesc pe un om credincios până la sfârșitul vieții lui, tuturor zilelor lui pe pământ, înseamnă că oamenii ăștia au crezut că mântuirea lor e garantată de Dumnezeu și nu se pierde și e mâna lui Dumnezeu. Au știut lucrul ăsta. Gândiți-vă la versetul ăsta. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, până la final, până în clipa în care moare. Și după aia, în Psalmul 73 spune că știu că în momentul când voi pleca de aici, tu mă vei primi în glorie. Există pierderea mântuirii? Oamenii ăștia nu. Nu o mărturiseau. Ei credeau că sunt ai lui Dumnezeu și sunt în mâna lui și Dumnezeu îi va păstra până la final. În toate zilele vieții mele, fericirea și îndurarea nu mă va părăsi. Acum, să nu uitați un lucru. Peste tot pe unde vorbește despre tăierea împrejur a inimii în Vechiul Testament, să știți că este o metaforă care arată nașterea din nou a Sfinților Vechiului Testament. Și este același lucru cu nașterea din nou în Noul Testament. Acum, mai există o problemă cu oamenii ăștia care spun că Sfinții Vechiului Testament n-au fost mântuiți. Ei extind nemântuirea lor până în ziua cincizecimii. Și de ce lucrul ăsta? Pentru că au fost influențați de niște teorii formulate de Calvin acum vreo 400-500 de ani. Și Calvin, când a inventat conceptul de biserică universală invizibilă, le-a dat niște învățături atunci și oamenii ăștia au făcut totul vraiște. Și mulți teologi astăzi, fiind influențați de teoria protestantă, vin și spun că nu a existat naștere din nou
și mântuire până în ziua cincizecimii. Unii dintre ei spun că ucenicii au primit Duhul Sfânt. Unii dintre ei, nu toți, vin și spun că au primit Duhul Sfânt în momentul când Domnul Iisus suflă peste ei și spune după înviere, luați Duh Sfânt de la mine, știți? Spun că abia atunci au fost oamenii, că ei spun că apostolii, fiți atenți, spun că apostolii și cei care erau credincioși până atunci, până în ziua cincizecimii, nu au fost născuți din nou și nu aveau nici Duhul Sfânt în ei. Venea pe o anumită perioadă de timp și pleca, la fel ca în Vechiul Testament, datorită învățăturii care au promovat-o ei că Duhul Sfânt a venit în om și a locuit permanent doar din ziua cincizecimii până astăzi. Nu. Unii dintre ei spun că atunci când a suflat peste ei, alții spun că imediat după învierea lui Hristos și cei mai mulți spun că în ziua cincizecimii. Acum, am analizat acum câteva săptămâni lucrul ăsta și am scos niște concluzii și aș vrea să vi le spun și să meditați la ele. Am putea spune de Ioan Botezătorul că nu a fost născut din nou, el care a fost plin de Duhul Sfânt încă din pântecile mamei lui? O întrebare. Ioan Botezătorul a fost înainte de ziua cincizecimii, nu? S-a născut plin de Duhul Sfânt. Și poți să spui că există om plin de Duhul Sfânt, om credincios cum a fost el pe parcursul vieții. Poți să spui că n-a fost născut din nou și că n-a fost mântuit la fel ca și noi astăzi? Gândiți-vă la lucrul ăsta. O altă idee. Credeți că dacă Duhul Sfânt credeți că Duhul Sfânt ar fi zămislit pe Domnul Iisus Hristos într-o fecioară moartă în greșelile și în păcatele ei? Credeți că Maria n-a fost născută din nou când Duhul Sfânt a umbrit-o și a conceput pe Domnul Iisus în ea? Uitați-vă, există un verset în Romani 8:8 care spune clar, cei ce sunt în firea pământească nu pot să fie plăcuți lui Dumnezeu. Deci e piatră de hotar. Și oamenii ăștia vin și spun că sfinții Vechiului Testament sau ai până în ziua cincizecimii n-au fost născuți din nou. Meditați la chestia asta. Venea Duhul Sfânt într-o fecioară moartă, spiritual, să zămislească pe Domnul Iisus Hristos? Eu cred că nu. Nu se folosea de un vas mort, pângărit, de păcat. Cred că a fost născută din nou și a avut păcate, nu a fost perfectă. A fost tot ca și noi. Un om născut din nou. Gândiți-vă la lucrul ăsta. În roman spune că cei ce sunt morți în greșele și în păcatele lor, în firea pământească, nu pot să placă lui Dumnezeu. O altă idee. Puteau aduce dovadă de fapte vrednice de pocăință, cum le cerea Ioan oamenilor care au venit să fie botezați de el dacă nu erau născuți din nou? Ce le spune Ioan când predica Evanghelia și au venit la el să-l boteze? Pui de șerpi, când au venit fariseii. Duceți-vă și aduceți roadă vrednică de pocăința voastră, de schimbarea gândirii. Și apoi veniți la mine să vă botez. Dacă nu era naștere din nou, puteau oamenii ăștia să aducă faptele bune ca roadă a pocăinței și credinței lor? Și gândiți-vă la o chestie, că v-am mai spus de atâtea ori. Pocăința, credința, faptele bune, voința și înfăptuirea, harul, toate sunt date de Dumnezeu în dar, după nașterea din nou. Nu poți să ai tot pachetul ăsta fără să fii născut din nou. De ce? Pentru că nașterea din nou este scânteia care îți aprinde viața spirituală în tine. Ce e nașterea din nou? Venirea Duhului Sfânt din afară și învierea Duhului mort din omul, mort spiritual. Omul când înviază, atunci începe să colaboreze cu Dumnezeu. Și în clipa aia nașterii din nou, când îi dă viață, primește și pocăința și credința și faptele bune rânduite ca să meargă prin ele. Primește totul la pachet, tot ce are nevoie omul. Echipează Dumnezeu întru totul. Înțelegeți? E un nonsens să spui că ești pocăit și credincios, dar nu erai născut din nou. Toate lucrurile care li s-au aplicat lor, se aplică și nouă. Gândiți-vă la Elisaveta, la Ioan, la Zaharia, la Simeon, la Ana, fata lui Fanuel, care predicau. N-au fost oamenii ăștia mântuiți, n-au fost născuți din nou, n-au avut ei Duhul Sfânt, la fel ca și noi. Un alt lucru.
A zidit Domnul Iisus Hristos adunarea sa cu pietre vii sau cu pietre moarte spirituale? De ce întreb asta? Pentru că în Matei 16 cu 18, ce spune? Că eu voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Păi dacă oamenii erau morți spiritual când și-a zidit el adunarea, nu? Era deja biruită, era născută biruită adunarea. Din contră, Petru, în epistolă, în 1 mi se pare cu 9 sau 2 cu 9, ce spune? Voi sunteți o casă spirituală sau duhovnicească, zidită din pietre vii. Sunteți o preoție sfântă, nu? Hai să vă citesc. Petru spune, ia uzi ce spune. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina sa. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și Domnul spune că eu voi zidi adunarea mea. Și adunarea a fost zidită de El înainte de cinzecime cu câțiva ani. Cu 3 ani aproape. Vedeți? Putea să zidească o casă fără să fie din pietre vii? Adică din oameni născuți din nou? Nu! E un nonsens ca Domnul Iisus să facă o asemenea chestie. De ce? Mai gândiți-vă la o chestie, că adunarea asta care a zidit-o Domnul Iisus Hristos a fost modelul și mama tuturor adunărilor care au descins din ea. Deci noi când privim la ea trebuie să privim ca la un model. Dacă primii membri ai ei, apostolii și ceilalți care au fost membri, au fost morți spiritual, ce pretenții mai ai astăzi să adaugi oameni născuți din nou în adunare, nu? Pentru că prima adunare a fost zidită din oameni morți spiritual. Acum, o altă întrebare. Au fost aleși apostolii nemântuiți? Cum puteau ei să evangelizeze Palestina și să scoată demoni? Să fi fost o nesăbuință din partea aceluia care i-a ales și i-a trimis? Pentru că gândiți-vă că în Domnul Iisus Hristos locuiesc toate comorile înțelepciune. Să fi trimis El, să fi ales El apostol, oameni nenăscuți din nou, să fi trimis El în misiune și să evangelizeze Palestina, să scoată demoni și să facă lucrări miraculoase și să facă semne și minuni pe niște oameni morți spiritual, până ar fi avut nicio putere dacă ei nu erau născuți din nou și nu aveau puterea Duhului Sfânt în ei și nu aveau Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. Nici nu-mi imaginez o asemenea chestie, ca să vii să afirm că oamenii ăștia n-au avut nașterea din nou, n-au avut viață spirituală în ei. Ce e nașterea din nou? Ai viață spirituală în tine. Dacă ești mort spiritual, n-ai viață spirituală în tine și nu poți să faci lucruri spirituale. Ești orb. Când un orb călăuzește pe alt orb, știți unde pică. În Ioan 3, un alt argument. În Ioan 3 spune că Domnul Iisus vorbea cu Nicodim și explică despre nașterea din nou, da? Și spune că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu intri. Dacă nu ești născut din dacă nu ești născut din Dumnezeu, nu vezi împărăția. E, problema este că erau unii care intraseră deja în împărăție atunci. De ce? Pentru că mai târziu într-o discuție ce le spune? Că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Le spune într-o discuție fariseilor și cărturarilor acolo când discută. Deci, cu alte cuvinte, erau oameni deja care intraseră în împărăție. Și ce spune lui Nicodim? Adevărat îți spun că dacă nu te naști, nu poți să vezi. Și dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți să intri. Și Domnul Iisus spune că împărăția lui Dumnezeu a venit și este în mijlocul vostru. Deci înseamnă că unii intraseră în ea. Cu alte cuvinte, ca și o concluzie logică, este că dacă unii intraseră, înseamnă că avuseseră parte de nașterea din nou, pe care nu înțelegea Nicodim atunci, când au vorbit. Până la cinzecime, ucenicii se închinau în duh și în adevăr. În Ioan 4 cu 23 și 24,
Samariteni, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Iată a și venit ceasul când Dumnezeu îi sunt plăcuți oamenii care îi se închină în duh și în adevăr. Și eu cred că ei aveau deja închinarea asta. Știți discuția cu samaritean, ca ce spune ea? Doamne, păi unii zic că să veni să ne închină la Ierusalim, mai noștri zic că aici pe muntele ăsta. Domnul Iisus, nu! Nu mai sunt astea. Acum voi, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt, toți care sunteți născuți din nou. Și închinarea plăcută Tatălui este în Duh și în adevăr, nu într-un loc anume, nu într-o clădire. Oamenii sunt închinătorii acum. Să nu fie avut ucenicii viață spirituală după ce au mâncat pâinea vieții și au băut apa vieții? O altă întrebare și ultima. Eu cred că au avut, pentru că uitați ce spune în Ioan 6 cu 33. Ia auzi ce spune. În Ioan 6 cu 33 spune așa, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Și versetul 35, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Deci cine mănâncă și bea metaforic din Hristos, nu e foame, nu e sete. Deci și-a însușit viața spirituală, nu? O avea. Și lucrul ăsta despre care le vorbește Domnul Iisus oamenilor astor aici în capitolul 6 s-au petrecut înainte de ziua cincizecimii. Și ca atare cred că aveau. Erau oameni care aveau viața spirituală în ei pentru că mâncaseră și băuseră în mod metaforic din Hristos. Acum ca și concluzii. Nu poți crede într-un mod mântuitor fără să ai viața. Și nu poți avea viața fără să crezi. La fel, nu poți avea viața eternă sau veșnică fără ca ea să aibă un început. Nu? Nu poți să o ai dacă ea nu începe în tine de aici, de pe pământ. Nici dincolo nu vei avea-o. Nu poate să fie un început fără să fii născut din nou. Și nu poate să existe o naștere până Duhul Sfânt nu aprinde scânteia de viață în om. Sunt lucruri logice, nu? În fiecare secol, după căderea lui Adam, după ce oamenii au primit vestea și promisiunea unui răscumpărător, Duhul a lucrat să întoarcă sufletul omului la Dumnezeu și să-l aducă la viață, să-l lumineze, să-l convingă de păcat, ca mai apoi să-l călăuzească până la sfârșit. Ăsta este modul în care Dumnezeu a lucrat încă din grădina Eden, după ce oamenii au picat în păcat. Deci Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu vine și caută, Dumnezeu vine și înviază spiritual, Dumnezeu este cel care te ia de mână și îți poartă pașii și te poartă ca pe aripi de vulturi toată viața până la final și apoi te va duce în glorie. Ăsta este modul în care Sfinții Vechiului Testament a lucrat Dumnezeu cu ei și ăsta este modul în care și noi în Noul Testament suntem la fel. Lucrează la fel cu noi. Înțelegeți? Acum, să nu credeți că Sfinții Vechiului Testament au avut un alt fel de mântuire, o alt fel de mântuire față de noi sau au crezut în altă persoană, diferită față de noi. Nu! De la A la Z, de la primul om mântuit până la ultimul, mântuirea va fi prin credință în Iisus Hristos și doar prin persoana Lui și prin jertfa Lui vor fi oamenii răscumpărați. Nu există altă cale și nu există alt mod de mântuire. Deci de la A la Z, oamenii au fost mântuiți prin credință în Hristos Iisus. Atât pe astăzi.